Bilanț după 6 luni de guvernare prezentat de premierul Viorica Dăncilă la Palatul Victoria. Acesta a arătat că în prima jumătate a acestui an veniturile la bugetul de stat au fost mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut. Prim-ministrul a vorbit și despre creșterile salariale în educație și sănătate, despre majorarea pensiilor, dar și despre scăderea ratei șomajului. Se observă că veniturile la bugetul de stat au fost în primele 6 luni din 2018 cu 12% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut. Dacă ne uităm la grafice, în decembrie 2016 șomajul era de 4,8%. În decembrie 2017 șomajul era de 4,02%, iar în iulie 2018 șomajul este de 3,48%, sub pragul de 3,5%. Premierul Viorica Dăncilă a afirmat la prezentarea bilanțului după 6 luni de guvernare că toate criticile referitoare la lipsa investițiilor au fost nefondate, în contextul în care bugetul alocat acestora a crescut cu peste 50% în primul semestru la 9,1 miliarde de lei față de primele 6 luni ale anului trecut. Ea a susținut că avansul investițiilor străine arată că investitorii nu se lasă impresionați de știrile false și alarmiste lansate de criticii guvernului. Viorica Dăncilă este al treilea premier al coaliției de guvernare PSD-ALDE, după Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, îndepărtați din funcție chiar de partidul care i-a numit. Guvernul Dăncilă a fost învestit de către Parlament în 29 ianuarie.